Implementat de mai bine de 5 ani, statutul elevului a devenit un document oficial al Ministerului Educației. De atunci și până în acest moment, informarea copiilor despre drepturile și obligațiile pe care le au a fost făcută cu dificultate. Potrivit unui studiu al Consiliului Județean al Elevilor Olt, 46% din elevi nu știu despre existența acestui statut. Elevii nu își cunosc îndeajuns de bine drepturile. Am făcut un sondaj astăvară, din care a ieșit că la nivelul județului Olt, 46% din elevi nu cunosc ce este statutul elevului. Ei bine, e un lucru destul de alarmant. Consiliul Elevilor vrea să repare această problemă de informare și vor să organizeze mai multe dezbateri cu tinerii din județ. Este un lucru pe care elevii trebuie să-l înțeleagă încă de pe băncile liceului. Tocmai de asta vrem să organizăm, după posibilitate, fiindcă este și pandemia aceasta care ne-a distrus într-un fel spiritul școlar. Hai că se mai duce. Se mai duce. Eu sincer sper că în martie vom putea desfășura cu ușurință tot ce ne dorim. Așadar, vrem să organizăm prezentări și dezbateri în anfiteatrele liceelor, care să invităm cât mai mulți elevi, în care să prezentăm ceea ce înseamnă statutul elevului, să facem dezbateri pe teme de interes pentru elevi și practic să îi implicăm în această mișcare de reprezentare a elevilor. Drepturile elevilor sunt încălcate frecvent în România, arată ultimul raport publicat de Consiliul Național al Elevilor. 63% dintre elevii chestionați au spus că nu beneficiază de consiliere școlară, profesională sau psihologică, așa cum prevede statutul elevilor. În plus, elevii susțin că, deși își exprimă dorința pentru disciplinele opționale, de cele mai multe ori ei nu fac aceste cursuri.